Homer Greeks. I experienced Tantra since 9 years. And experimentez Tantra din de 9 ani. And I teach Tantra since Tantra almost 4 years. De aproape 4 ani. And for me, since I realized the love is the biggest, strongest power. What iubirea este cea mai mare, cea mai puternică forță. What is in us? Care este în noi. What pushing the world, universe in a good direction? Cea care împinge universul în direcția bună. And everybody have love. Toată lumea are iubire. But not everybody have this chance to experience, to learn. Să o trăiască ca experiență, să învețe. There is no such a subject like love in the education. În sistemul de educație o materie numită iubire. We could be very lucky if we got some good examples of love from our parents. În ceea ce privește iubirea de la părinții noștri. Very often we got bad examples. În cele mai multe cazuri am avut exemple negative. What we have to heal after, what we have to uncondition. După care trebuie să ne vindecăm, we have to free ourselves from, de care trebuie să ne eliberăm. So I was very blessed to meet Tantra on my path of the life. Tantra în calea vieții mele. I think it's one of the best things what happened in my life. Cred că este una dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat în viață. It changed it 180 degrees. Mi-a schimbat viața cu 180 de grade. Put it back into the proper place. A pus-o înapoi la locul unde trebuia să fie. It brought me from experiencing sexuality. A experimenta sexualitatea in the most common way, what cel mai banal we experience nowadays, în care se de obicei se trăiește în aceste what have more to do with I would say dirty sexuality than ceea ce are mai mult de a face cu ceea ce numește sexualitate murdară decât cu iubire. I was addicted from sex. Eram dependent de sex. And like with all addictions și ca și cu toate adicțiile, you need stronger stimulation to get any effect. Ai nevoie de stimulente din ce în ce mai puternice ca să obții un efect. So that's why people become pervert. Asta e motivul pentru care oamenii devin perverși. That's why people become too dishonest to their wives. Sau ajung să fie infideli. That's why people are doing things asta e motivul pentru care what they would never do if they would not be addicted. Fac lucruri pe care cu siguranță nu le-ar face dacă. Tantra, what I'm sharing. Tantra, așa cum eu o împărtășesc. Is the path of experience. Este calea experimentării, a trăirii ca experiență. So I'm not like usual teacher who will tell you. Nu fac ca un profesor obișnuit care o să vă spună what to do and you will get exact the same effect. Ce să faceți și voi o să obțineți exact același efect. Tantra, you cannot put it into the box. Tantra nu poți băga într-o cutie. You can create some as much safety, as poți much creezi, comfort. Poți să creezi cu de multă siguranță, confort. That would allow you to go out from your comfort zone. Asta încât să-ți permită să ieși din zona ta de confort. What we say in Tantra, the real in Tantra spunem change is happening when you go out from your comfort zone. Adevăratele schimbări au loc doar atunci când ieși din zona ta de confort. But you do so only when you're fully ready. Dar faci asta doar atunci când ești cu adevărat pregătit. And we would
work on this readiness during the workshop. Pregătire în timpul workshopului. We would work on this comfort, on this safety. Și pe partea de confort, de siguranță. It's like never-ending process este of life. Este un proces care nu se termină niciodată, cum e procesul vieții. So I'm a more a guide than a teacher. Sunt mai degrabă un ghid decât un profesor. I'm sharing with you my experience. Vă împărtășesc experiențele mele. The wisdom what I got. Înțelepciunea pe care am primit-o. I'm sharing with you my as much unconditional love as I could give. At that moment. And acest moment. I'm sharing also myself. Și pur și simplu mă împărtășesc pe mine. My real self. Adevăratul eu. To encourage you as well to do the same. Vă încurajez și pe voi să faceți același lucru. To be authentic. Să fiți autentici. To really say always. Să spuneți cu adevărat de fiecare dată. What do you feel? Ceea ce simțiți. To never agree for the things what you să nu fiți de acord are not feeling lucruri 1000% ready for. Cu care nu vă simțiți 1000% de nu simțiți că sunteți pregătiți pentru. Tantra is about healing. Tantra e vorba de vindecare. Not traumatizing. Nu de traumatizarea persoanei. Ourself again. Să nu ne creăm din nou traume.